Continuăm cu informația de ultim moment, doamnelor și domnilor. Radu Mazăre, edilul Constanței, a avut parte de un incident după ce și-a parcat mașina. Se pare că s-a lovit, din câte am înțeles, destul de grav. Mai multe detalii ne dă colega noastră Iulia Teodorescu. Iulia, ce se întâmplă? Bun găsit, exact, s-a lovit în momentul în care își închidea mașina primarul Constanței Radu Mazăre, pentru că atunci când a ajuns ploua afară și a venit cu mașina decapotabilă, a trebuit să-și o acopere. Ei bine, în momentul în care însă a umblat la portbagaj și a vrut să-l închidă, a avut acest incident, s-a lovit, nici măcar nu a sesizat pe moment, pentru te că... Te rog, hai să-l ascultăm pe Radu Mazăre, să vedem ce spune. Microfonul, poate dacă a luat piciorul și dacă... A lovit eu ca orice om. Se pare atât de interesant și atunci... Dar unde m-am lovit? Asta n-am nimic număr. Aia în ce m-am lovit știu, am întrebat unde m-am lovit. Stai, 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 las că n-am nimic să repun. Da, Iulia, te rog, povestește-ne în continuare ce s-a întâmplat așadar. Și-a dat cu capacul de la portbagaj în cap sau ce a făcut Radu Mazăre? Exact, în momentul în care, după ce a acoperit mașina, în momentul în care a portbagajul s-a lovit și spuneam că inițial nici măcar nu a sesizat că s-a lovit, pentru că i-a atras atenția chiar un coleg de-al nostru că îi curge sânge, atunci, desigur, persoana alături de care a venit însoțit i-a oferit și un șervețel pentru a-l ajuta, însă, după cum ați putut auzi, a fost deranjat de faptul că noi, jurnaliștii, am filmat acest moment și, practic, iată, a ținut, n-a mai vorbit cu noi, asta în condițiile în care, în momentul în care a ajuns, era foarte bine dispus, chiar așteptam cu toții să avem și câteva declarații de la acesta, să vedem dacă vorbește cu noi. Da, vrea nu vrea, Radu Mazăre face spectacol în orice... În acest moment chiar a ieșit din hotel Radu Mazăre. Vrem și noi să vedem dacă va discuta cu noi. Se pare că a rezolvat această problemă și a curățat rana. Da, Iulia... Da, colega noastră Iulia Teodorescu se află acolo. Vă simțiți mai bine acum? Dar ți s-a părut că nu mă simt bine? Ați accidentat destul de tare. Păi, o, dragă, apuște sare, las că nu moare nimeni. Și eu sunt ca militarii aia care leșin de la puțină căldură? V-au dezamăgit militarii aceia? Da. Pe tine nu? Eu n-am văzut la eveniment, am văzut la televizor. Da, doamnelor și domnilor, Radu Mazăre a ajuns la Tulcea. Asta este, uneori graba strică treaba. Ceva mai devreme și-a dat cu capacul de la portbagaj în cap. Între timp și-a îngrijit rana. Noi luăm acum o pauză de publicitate și o să revenim în scurt timp.